Citesc cuvântul lui Dumnezeu așa cum se află scris în Sfânta Scriptură, pagina 404, Cartea a doua a Împăraților, capitolul 14, începând cu versetul 1. În al doilea an al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel, a început să domnească Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan din Ierusalim. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său David, și a lucrat în totul cum lucrase tatăl său Ioas. Numai că înălțimile nu le-a stricat, poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Când s-a întărit împărăția în mâinile lui, a lovit pe slujitorii săi care uciseseră pe tatăl său împăratul, dar nu a omorât pe fiii ucigașilor, căci așa este scris în cartea legii lui Moise, unde Domnul dă următoarea poruncă: să nu se omoare părinții pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părinți, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. A bătut 10.000 de domniți în Valea Sării și în tot timpul războiului a luat Sela și a numit-o Iocteel, nume pe care l-a păstrat până în ziua de azi. Atunci Amația a trimis niște soli la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Jehu, împăratul lui Israel, să-i spună: vino să ne vedem fața. Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amația, împăratul lui Iuda: spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban: dă pe fica ta de nevastă fiului meu. Și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au călcat spinul în picioare. Ai bătut pe edomiți și a început să ți se înalțe inima. Bucură-te mai bine de slava ta și stai acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ar aduce căderea ta și a lui Iuda? Dar Amația nu l-a ascultat și Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit și și-au văzut fața el și Amația, împăratul lui Iuda, la Betșemeșul lui Iuda. Iuda a fost bătut de Israel și a fugit fiecare în cortul său. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să reocupați locurile. Voia lui Dumnezeu arătată pentru oameni este pe două laturi de lucrare. Mai întâi, Dumnezeu dorește evangelizarea oamenilor. Bine faceți că organizați evangelizare. Asta e misiunea dumneavoastră și a noastră a tuturor. Și este frumos să chemați oamenii să vină la Domnul, să-i primiți frumos, cu un bun venit, cu un zâmbet, să le dați un loc, să le dați o Biblie, să le dați un CD-ul cu muzică duhovnicească, nepiratat, ci original, și să-i încredințați în mâna Domnului cu rugăciune, rugându-vă cu stăruință ca Domnul să le dea mântuirea. Asta vrea Domnul Iisus Hristos, scrie în Ioan 10:16, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Pe a doua latură de lucrare, Dumnezeu dorește statornicirea noastră în credință, creșterea noastră spirituală, luminarea prin Duhul Sfânt și înțelegerea voii lui Dumnezeu, sfințirea vieții noastre, zidirea bisericii sale, păzirea de cădere. Recent îmi spuneau frații că într-un cer de rugăciune, frații se rugau special pentru bolnavi. Și fiecare pe rând dea îndemn de rugăciune și frații s-au mobilizat la rugăciune pentru bolnavi. Și un tânăr a zis: fraților, este bine că ne rugăm pentru bolnavi. Și bine să-i vizităm, că scrie în Matei 25. Dar nu știu, situația e pierdută de sub control. Hai să ne rugăm pentru cei sănătoși să nu se mai îmbolnăvească ăștia măcar, a zis. Domnul dorește să se întoarcă oamenii la mântuire, dar ce folos ar fi să cadă cei mântuiți? Trebuie să rămână ei pe cale. Și ascultați ce spune Domnul, Ioan 17:11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele tău pe aceea pe care mi-ai dat. Versetul 12. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării. Scrie în Proverbe 28:18 cuvântul în felul următor: cine umblă în neprihănire, rezultatul găsește mântuirea. Dar cine umblă pe două căi strâmbe, cade într-o groapă. Dar de ce pe două căi strâmbe? Păi el vrea să umble pe calea Domnului, care o strâmbă după voia lui, după cum înțelege și după cum vrea el să împlinească.
Știți că la un moment dat scrie în Fapte 13 cu 10, se îndreaptă omul lui Dumnezeu Pavel către Elima și spune: Elima, nu încetezi tu să strâmbi căile Domnului? Și în Ieremia, în capitolul 7, Domnul spune poporul Israel: îndreptați-vă căile și faptele, căci numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta peste care este chemat numele meu. Dacă nu, voi face cum am făcut casei din Silo, trimit buldozerul și vă las fără templul Domnului. Că ei strigau duminica, așa scrie acolo, templul Domnului, templul Domnului, și spune: 6 zile faceți tot ce voiți. Cum? Furați, ucideți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, puncte, puncte sunt acolo, ca apoi să veniți în locul peste care este chemat numele meu și să zice: suntem izbăviți. Și apoi să vă întoarceți și din nou să faceți aceleași lucruri. Este scris în Evrei 12, versetul 13: croiți cărări drepte cu picioarele voastre. De ce? Pentru ca cel care șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Este calea Domnului pe care unii o strâmbă pentru ei, și apoi este calea lumii care, din traiectoria ei trasată, este strâmbă. De aceea ne întoarcem la Proverbe 28:18. Cine umblă pe calea neprihănirii, cine umblă în neprihănire, rezultatul este mântuirea. Dar cine umblă pe două căi strâmbe, cade într-o groapă. Rezultatul este căderea într-o groapă. Am citit un cuvânt despre împăratul Amația și vreau să vă vorbesc în seara aceasta despre căile strâmbe ale împăratului Amația sau antecedentele căderii. Ce înseamnă antecedente? Fenomene care preced alt fenomen. Stări premergătoare unei luări de poziții. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu și eu cred asta, că nu există căderi spontane, dintr-o dată, de la credință și în păcat. Există căderi în greșeală. Scrie în Galateni 6:1 că dacă vreunul dintre voi a căzut deodată în vreo greșeală, dar care e greșeala și care e păcat? Păi scrie în Iacov 3:2, toți greșim în multe feluri. Și se referă acolo cuvântul lui Dumnezeu la un aspect. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. N-a fost atent și a greșit. Dar scrie în Galateni 6:1, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu duhul blândeții și ai grijă să nu fii ispitit și tu, că poate el a căzut în clevetire și te prinde și pe tine mreaja lui. Sau poți să cazi dintr-o dată de oboseală. Pavel spune în 2 Corinteni 4:16, noi nu cădem de oboseală, dar asta spunea Pavel. S-ar putea din cauza unor piedici, din cauza unor atacuri străine, din cauza lipsei de susținere în rugăciune sau chiar de ajutor pe plan administrativ, spiritual, economic, să cazi dintr-o dată de oboseală. Este cineva care trebuie să intervină să te ajute, dar căderea de la credință nu este spontană. Au fost ceva antecedente acolo, de aceea seara aceasta este un prilej nemerit de a ne face verificarea după cuvântul lui Dumnezeu și sub lumina Duhului Sfânt. Așa cum spune Pavel în Roman 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt, căile strâmbe ale împăratului Amația. În primul rând, Amația a fost întinat în gândire. Este scris aici în Sfânta Scriptură, în 2 Cronici, vom folosi și cuvântul paralel din Cronici despre Amația, 25, versetul 2. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. De unde a plecat căderea? De la nivelul gândirii. Că din inimă ies gândurile, înseamnă că inima este sediul gândirii. Intră informații, sunt porți de intrare, sunt surse care acționează să primim anumite gânduri. Și dacă la nivelul gândirii ești întinat,
Spune Pavel și este scris în cartea Domnului 1 Timotei 1:19, Timotei, păstrează credința și fii atent și un cuget curat să păstrezi, că unii l-au pierdut și ăsta e un antecedent când ai pierdut cugetul curat și au căzut de la credință. În Evrei 10:22, pentru cina Domnului, pentru apropierea în slujire, pentru părtășia frățească plăcută înaintea lui Dumnezeu, spune omului Dumnezeu să ne apropiem, dar cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Doamne, ajută-ne! De aceea nu putem face verificare amănunțită nici la botez, că scrie cuvântul 1 Petru 3:21, că botezul este mărturia, dovada unui cuget curat. Dar putem ști noi cugetul omului? Se mai dovedește și în fapte. Spunea Pavel în fapte 24:16, mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea Domnului și înaintea oamenilor. Vă aduceți aminte că scrie în 2 Cronici 16:9, vine prorocul la împăratul Asa și spune: Asa, Domnul își întinde privirile peste tot pământul să vadă pe cei a căror inimă este. Care este porunca Domnului? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Știți că scrie în Isaia 66:18 că Dumnezeu pedepsește gândurile? Scrie aici cuvântul, și am citit versetul 10, bucură-te mai bine de slava ta și stai acasă, pentru ce să stârnești un rău care ar aduce căderea ta și a lui Iuda? Amația întinat în gândire. Asa, Dumnezeu se uită pe tot pământul să vadă pe cei a căror inimă este întreaga Domnului. Ai lucrat ca un nebun, de acum vei avea războaie. Dacă pocăința pornește de la nivelul gândirii, metanoia, din limba greacă înseamnă schimbarea gândirii, Roman 12:2, să vă prefaceți, să fiți transformați, cu alte cuvinte, prin înnoirea minții voastre, tot de la nivelul gândirii pornește și căderea spirituală. Nu există căderi spontane, dragii mei. S-a pierdut controlul la nivelul gândirii. Nu tot ce zboară se mănâncă. Diavolul cunoaște gândurile care le transmite el în mintea noastră. Și dacă vede că ține și că pun stăpânire pe mintea noastră și că funcționează cu influență negativă, se ține cu acele gânduri de noi. Gândurile vin și de la Dumnezeu, vin și de la noi, din firea noastră pământească. Dar cum putem să ne întâlnăm în gândire? În multe feluri. Așa, tangențial, în Matei, în capitolul 6, în versetul 25, spune Domnul: nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă, că asta vă întinează, asta vă slăbește în credință, asta duce îndoială, asta vă răpește din timpul vostru de închinare. În Galateni 4:17 spune Pavel despre unii care nu cu gând bun vor să vă dezlipească de noi. Și gândul acesta vi-l transmite, vi-l insuflă. Dar spune Pavel în versetul 18, este bine să fim plini de râvnă totdeauna pentru bine și pentru oamenii care ne învață bine să avem atașament. Să deschidem Sfânta Scriptură, în Iacov capitolul 4, să privim puțin aici la oamenii care nu au inima întreagă a Domnului. Diavolul reușește să-i întineze. Vine gând de afirmare, gând de răzbunare, poftele firii. Cred că vă spuneam data trecută aici un exemplu într-o biserică. M-a așteptat un frate la sfârșit și a spus: frate, am o problemă, frate pensionar. Și la nivelul gândirii așa se dau niște lupte și în lupta asta sunt un fel de învins. Nu știu de unde vin gândurile astea. Și Duhul Domnului m-a călăuzit și printre altele l-am întrebat: frate, dar merge așa cumva pe stradă cu capul întors? Nu, nu, zis că nu, nu are probleme genul ăsta, că nici nu prea umblă el așa, m-am stat acasă. Frate, dumneata, ai televizor? A, zice, dar nu mă uit. Sigur nu te uiți? Nu, zice, nu mă uit. Ai sigur, nu te uiți la nimic, de ce îl mai ții atunci? Ei, zice, mă uit la o singură emisiune, zice. Sincer să fiu că nu pot să te minte și omul lui Dumnezeu,
De-aia te-am chemat aici să stai de vorbă cu mine. Mă uit la o singură emisiune, te pui cu blondele. Și am spus, frate dumneata, te pui cu diavolul. Frate zice, poți să mă ajuți la eliberare? Zic, da. Ce cum, cu rugăciune? Zic, nu, cu Barosu. Cu câteva zile înainte, predicasem duminică seara la noi la biserică despre înălțimile din Israel. Și printre altele se încadrează și în înălțimea asta. Și după program a sunat o familie. Sora era la telefon, mai îndrăzneață, și-o frate, ai spus seara asta în predică, dacă este cineva care nu se descurcă singur să scoată înălțimile, te oferi împreună cu alți frați să vii să-i ajuți. Te rog frumos, vină la noi. M-am dus, mi-am amintesc că atunci când am luat televizorul, l-am luat cu tocul, zice, e și antena, da, da, și antena. A luat și antena, l-am dus afară cu Ciprian, băiatul nostru care este aici. Am zis, soră, mai aveți ceva remușcări sau îmi cereți despăgubiri? Inima împărțită. Zic, auzi, apere se bal acum. Și nu a putut să se apere, l-am spart. Mai este ceva care ne duce gândirea în abatere? Ne afectează sau ne infectează? Ia ascultați, Iacov capitolul 4, versetul 1. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin din poftele voastre? Dorință de afirmare, de întâietate, de a îți impune punctul de vedere, chiar și că nu ai dreptate? Poftele voastre care se luptă mădularele voastre. Și acum uitați-vă, oamenii cu inima împărțită, la nivelul gândirii, sediul gândirii este inima. Spune versetul 3. Sau cereți, oamenii aceștia se roagă. Se roagă acasă, se roagă la adunare. Cer binecuvântări. Problema este că nu sunt gata să renunțe la plăceri. Scrie, voi cereți, dar cereți rău cu gând. Să risipiți în plăcerile voastre. N-am înțeles versetul acesta până când m-am dus să fac ungerea cu un de lemn într-o familie, la un frate. Și am spus, Doamne, dacă nu-i din partea ta să fac ungerea cu un de lemn, te rog frumos, scutește-mă să mai consum atâta un de lemn degeaba. Și am spus, frate, Domnul, crezi că te poate vindeca? Păi ce cred? De-aia te-am chemat. Frate, dar dacă Domnul te vindecă, ce vei face? Ce ai de gând? Apoi să mă vindeci odată că atât am de lucru? Asta e plăcerea lui. Îi place să muncească zi lumină. Voi cereți binecuvântări, cu gând rău, să risipiți în plăcerile voastre. Nici nu am făcut ungerea. Nu m-am mai târziu după ce s-a pocăit, la vreo două luni. Păi vrei ungerea cu un de lemn? Vrei sănătate? Vrei putere de sus? Cu ce scop? Să stai mai mult cu telecomanda? Să bați Proverbe 6, drumul spre locuința morților, bați bulevardul așa cum bat unii tineri, îmbrăcați needificator? Cu ce scop vrei putere și edificare? Scrie, voi cereți, dar cu gând rău. Oamenii aceștia vor binecuvântări, cerești, dar fără să renunțe la plăcerile pământești. Sunt oamenii cu inima împărțită. Versetul 4 spune foarte greu, suflete prea curvare. Aici Dumnezeu anunță despre duplicitatea spirituală. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu? Amația, vom vedea din text, era omul întinat în gândire, care la un moment dat a zis, ai, Dumnezeii Hamatului și ai Seirului, ăștia i-au ajutat să mă biruiască, le aduc și lor ardere de tot. Oamenii aceștia cu inima împărțită vor prietenia lui Dumnezeu fără să renunțe la prietenia lumii. Două căi strâmbe care duc la groapă. Ascultați mai departe, spune versetul 5, credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Adică din tot cugetul să slujim. Și mergem mai departe, ascultați-vă. Versetul 7, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului. Oamenii aceștia vor să se supună lui Dumnezeu, dar fără să se împotrivească diavolului. Scrie cuvântul în Evrei 12:4, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Mai dai loc și celui rău cu șoaptele lui, cu gândurile lui, cu tentațiile lui, cu atitudinile ce ți le pune la dispoziție? Sau lași pe Duhul Sfânt să-ți așeze faptele bune, să umbli în ele?
Scrie în Tesaloniceni, Dumnezeu să vă întărească în orice cuvânt și lucru bun. Doamne, ajută-ne! Și ascultați versetul 8. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Oamenii cu inima împărțită vor să se apropie de Dumnezeu, să slujească, să se împărtășească, să fie în biserica Domnului membri, dar fără să se curățească în inimă și mâinile. Recitesc 2 Cronici 25 cu 2. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă, dar ăsta ne dă jos din slujbă. Dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. În al doilea rând, Amația era omul divizat în slujire. Scrie Sfânta Scriptură în 2 Cronici, capitolul 25 aici, versetul 14, omul acesta când s-a întors de la înfrângerea edomiților, a adus pe Dumnezeii fiilor lui Seir și a pus Dumnezei pentru el, s-a închinat înaintea lor și le-a adus tămâie. Nu știu cât a durat asta de la când a venit prorocul și l-a ascultat pe Domnul, că spune aici cuvântul, ascultați un verset, versetul 7 din 2 Cronici 25, sau chiar două, trei versete de aici. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis, împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii al lui Efraim. Nu te poți însoți cu ei, zis Domnul. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului. Căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Și ce a zis Amația, omul lui Dumnezeu, versetul 9, dar ce să fac cu cei 100 de talanți pe care i-am dat oastei lui Israel? Omul lui Dumnezeu a răspuns, Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât. A avut încredere în Dumnezeu. Era în slujba lui Dumnezeu, dar cu timpul a devenit divizat în slujire. A spus Domnul Iisus Hristos și să nu încercați contraversa, să nu încercați să slujiți la doi stăpâni. A spus Domnul, nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni. Spune Domnul și este scris în Apocalipsa în 2:14, bisericii din Pergam, transmite Domnul prin îngerul lui, tu ai acolo pe unii care se țin de învățătura lui Balaam. Balaam când era cu prorocia, când cu cărțile de scântece. Și Balaam a învățat, spune acolo, pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie spirituală, în primul rând. Cu alte cuvinte, Balaam a spus așa, măi, nu puteți să-i biruiți, eu nu pot să-i blestem, Dumnezeu i-a binecuvântat și ce Dumnezeu binecuvântează rămâne binecuvântat și eu nu pot întoarce, a spus Balaam, dar vă învăț altceva. Dumnezeul lor este un Dumnezeu gelos. Și dacă îi învăța să dea o masă așa festivă și masa aia să fie o nuntă în lume, de exemplu, sau o reuniune la clasa 8-a, sau un banchet la clasa 12-a, nu trebuie să mai bateți voi, că să bat singuri. Că Dumnezeu se supără pe ei și să vedeți numai ce iasă. Și aia a ieșit. Dumnezeu n-a putut să suporte slujirea duplicitară. Interesant că spune cuvântul aici în Sfânta Scriptură și am citit, ascultați, 2 Împărați 14, versetul 3. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși, nu ca tatăl său David, ce a lucrat în totul cum lucrase tatăl său Ioas. Citim imediat și de tata Ioas. Numai că, dacă nu era expresia asta, ce bine era, numai că predică Evanghelia, dar mai strecoară așa câte o erezie. Că așa spune cuvântul. Că se vor ridica învățători mincinoși care vor strecura pe furiș. Erezii nimicitoare. Nu mă spune că poți să mănânci înainte de cină liniștit acasă, că ziua de post e pentru cei tari și tu ești mai slăbuți. Ascultați, numai că înălțimile nu le-a stricat. Hai să vedem de tata lui Ioas. Dăm o pagină în urmă, 2 Împărați 12, versetul 2 și 3. Aceleași cuvinte.
E greu să facă mai bine copilul ce face rău tata. E greu să vină copiii la adunare când părinții stau acasă. Poți să-i tot trimiți. Mergeți mai la adunare că aveți repetiții. Ascultați, Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului în tot timpul cât a urmat îndrumările preotul Jehoiada. S-a dus preotul Jehoiada, sfătuitorul, s-a dus Evlavia. Numai că, spune mai departe, înălțimile n-au încetat. Poporul tot mai aducea jerfe și tămâie pe înălțimi. Scrie în Doi Împărați, cuvântul lui Dumnezeu, dacă toți suntem la capitolul copiii, fac ceea ce fac părinții. Doi Împărați 17, hai să citim câteva versete. Versetul 32, 33 și 41. Totodată se închinau și Domnului și și-au făcut preoții ai înălțimilor luați din tot poporul. Preoții aceștia aduceau pentru ei jertfe în temple din înălțimi. Astfel se închinau Domnului, dar slujau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fusese rămutați. Așa s-au dat lucrările în seara asta cu dumnezeii străini. Hai să vedem. Versetul 41. Neamurile acestea se temeau de Domnul și slujau și chipurilor lor cioplite. Și copiilor și copiii copiilor lor fac până în ziua de azi ce au făcut părinții lor. Viața slujirii duplicitară aduc din generație în generație influență negativă și pentru copii. Făceau același lucru. Și nu știi de unde a pornit. O, om, ce mari răspundere ai! Mi-amintesc că a fost la noi la evanghelizare sora Gabi Luncă. Atunci când a fost, mi-a mărturisit, cred că și-a păstrat poziția verticală, că a fost chemată într-o emisiune și a fost întrebată despre credința ce are în Dumnezeu. Îmi povestea acasă că după ce a mărturisit pe Domnul, a primit o rugăminte. Te rugăm să mai cânți un cântec, numai unul, din alea care le-ai cântat înainte. Alea tare ne plăceau nouă, au zis oamenii. Și au zis nouă. Eu de când m-am pocăit, n-am mai cântat și nu mai cânt niciodată cântecele alea. Și-a zis, auzi, numai o strofă. Și-a zis, niciun vers. Niciun vers. 2 Cronici 28 cu 23. Ahaz a adus jertfă dumnezeilor Damascului, dar ei au fost prilejul căderii lui și a întregului Israel. Autobusul merge unde îl duce șoferul. Și biserica unde duc păstorii și prorocii. Spune cuvântul lui Dumnezeu, acesta a fost prilejul căderii lui. Vă vorbesc despre căile strâmbe ale împăratului Amația sau antecedentele căderii. Este un mesaj de avertizare pentru credincioșii Domnului. Domnul vrea statornicirea noastră în credință. Vrea să rămânem în voia Lui, în totul totului tot. Cum scrie în Numeri 14 cu 24. De aceea decretează Dumnezeu din cer, pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh. Fie duhul acesta lui Dumnezeu peste noi. Și am plinit în totul voia mea. Când tai câte una din pocăință, până la urmă nu ți se mai pare păcat nimic. Și nu mai rămâi cu nimic din pocăință. Dacă Dumnezeu nu este pe primul loc și atât, nu-L vei găsi nici pe 2, nici pe 3, nici pe 10. El nu mai este. Slava lui Dumnezeu pleacă din cortul întâlnirii. Rămâne liturghie, rămâne ritual, rămâne slujbă, rămâne fanfară, rămâne ce vreți dumneavoastră să organizați. Dar ceea ce-mi doresc pentru biserica lui Dumnezeu și din Resta și din Cimpa și de unde este așezată de Domnul, de fiecare dată când venim aici, aici să fie slava lui Dumnezeu, aici să fie prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ca în seara aceasta, slăvit să fie Domnul! Viața și slujirea duplicitară îndepărtează prezența lui Dumnezeu și aduce căderea. Este scris în Doi Împărați, în 5 cu 17, Naaman spune prorocului, robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei, nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Va aduce
numai Domnului. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Mi-amintesc că am vizitat o familie, este plecat acum, peste hotare și n-am primit vești bune de acolo, astea nu vi le zic, dar vă zic cum a început decăderea. Și porniseră așa de bine și am crezut că sunt mai conservator ca mine și ca ceilalți care sunt mai conservator ca mine. Și când m-am dus la ei în familie, se bucurau, cântau, lăudau pe Domnul și era înainte de sărbătoarea nașterii Domnului. Acolo, într-o vază, pe masă, era o crenguță de brad, împodobită. Și-o spune, frate, știi, noi nu facem brad, ăsta e păcat, dar no, la copil tare mult îi place crânguța asta. Copilul unii nu știa cum îl cheamă. Și când mi-a zis că îi place tare mult la copil crânguța, mi-a făcut semn către soția lui. După 2 ani, era pe burtă, aranjându-l în suport. Radu, și tot pe burtă și acum. De la ce pleacă decăderea? De la lucruri mărunte, că vulpile mi strică via în floare. Întâi de la nivelul gândirii. Numai vine așa un gând de poftă trupească, de lăudăroșie, un gând de răzvrătire. Apoi începe divizarea în slujire. Încerci să împaci și pe mamona și lucrezi dimineața până seara, mai cauți 2 locuri de muncă dacă se poate. Și Biblia spune că cine vrea să se îmbogățească dintr-o dată cade, în ce? În laț. Cade. Nimeni, Matei 6:24, nu poate sluji la 2 stăpâni. Amația, omul divizat în slujire, a cotat să slujească lui Dumnezeu, dar și dumnezeilor, amatului și a seirului. În al treilea rând, amația, omul înfumurat în atitudine. Dacă ai reușit între timp să le și scrii și la sfârșit să le afișăm, aș împărți răsplata cu dumneata la sfârșit, dar răsplata e la Domnul, să știi. Scrie în Proverbe 16:18, suportul biblic. Trufia merge înaintea? Omul înfumurat în atitudine este omul greu de mulțumit, greu de înduplecat, greu de sfătuit. Scrie în Iacov 3:17, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, apoi blândă, ușor de înduplecat. Eram într-o biserică și chiar discutam cu un tânăr și frații păstori mi-au făcut semn să continui discuția că s-au gândit ei că îl lămuresc. Și frate zice, nu știu, că nu prea frate, mă bagă în seamă, am picat și la legile de comitet, nu mă susține nimeni, am vrut să fac și eu ceva cu tinerii. Și am spus, mă frate, uite, eu îți dau câteva sfaturi și am spus câte ceva. Auzi, fii mai zmerit un pic, fii mai ascultător un pic, supune-te fraților că ei, Biblia spune că să ascultăm de mai mari noștri, așa. Și ce-o zis? Și ce frate, am și eu mândria mea. Nu e a ta, e a diavolului. Dar dacă îți dă și ție din ea, și ce-a pățit el? Cădere. Lucifer a căzut. A vrut să se pună deopotrivă cu Dumnezeu. Trufia merge înaintea căderii. Hai să citim de Amația aici. 2 Cronici 25:16. Pe când vorbea el, cine? Omul lui Dumnezeu trimis să-l trezească pe împăratul Amația din căile lui strâmbe, sucite, deformate, care l-au dus la cădere. Și pe când vorbea el, omul lui Dumnezeu, Amația s-a întors înspre el și a spus, oare te-am făcut eu sfetnic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit? Și omul lui Dumnezeu a plecat și a spus, știu acum ce urmează. Vei fi nimicit. Este scris în Proverbe 9:7-9 și sunt și alte citate din Proverbe. Atunci când mustri pe un înțelept, el primește, se face și mai înțelept. Dar când mustri pe un om care nu merge bine și căile sunt strâmbe, te alegi cu ocări. Aici faci verificarea.
În al patrulea rând, Amația, omul dezrădăcinat în credință. Dacă am citit despre el în Cronici acolo, ascultați, 2 Cronici 25, versetul 10. Atunci Amația a despărțit ceata care venise din Efraim, dar nu-i puțin 100.000 de oameni să renunț la ei? Și tocmiți cu plată, plată grea, da? 100 de talanți, l-am rugat pe un student de la noi care mi-a transmis salutările să-mi calculeze cât sunt 100 de talanți care sunt trecuți aici și dacă nu-mi calculează, nu, îi spun la frate să nu-l treacă anul. Mi-a calculat în 5 minute, nu știu, a intrat pe net, în adunare, ce-a făcut, că în 5 minute mi-a trimis bilet la amvon cât sunt 100 de talanți. Sumă mare, n-am reușit să o rețin. Versetul 10. Atunci Amația a despățit ceata care venise din Efraim și a poruncit ca oamenii aceștia să se întoarcă acasă. Versetul 11. Amația s-a îmbărbătat. Dar în ce? Numai așa, din oficiu? Păi când pleacă 100.000 de oameni acasă, te îmbărbătezi, nu? S-a îmbărbătat cu credința că Dumnezeu aduce biruință și Dumnezeu i-a dus biruință. Numai că în timp, citiți, versetul 11 spune clar, Amația s-a îmbărbătat și s-a dus cu poporul în Valea Sării, a bătut 10.000 de oameni din fiii lui Seir. Numai că în 25 cu 15 se schimbă lucrurile. Pentru ce ai căutat pe Dumnezeu poporului acestuia când ei n-au putut să-și izbăvească poporul din mâna ta? Am întrebat o soră odată într-o biserică, ce frate, e păcat să mergem la vrăjitor, că doar și ia-s frați. Cu cine? Că am găsit în ziar cu o soră vrăjitoare. Îmi spunea pastorul Ghiță Mocanu că a fost într-o biserică, la sfârșitul slujbei, a venit o tânără așa îmbrăcată sumar și a zis, frate, am o lucrare din partea Domnului pentru dumneata. Ce pentru mine? Nu cred. De ce? Nu cred că Domnul vorbește prin tine. Ce frate, zice, că Domnul vorbi și prin măgăriță? Zice, da, dar eu nu-s Balam. Luca 8 cu 13, ascultați unde ajung oamenii dezrădăcinați în credință. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt oamenii aceia care când aud cuvântul îl primesc cu bucurie. Dacă îi întreb cum a fost la adunare, cu mâna pe inimă, ca primarul nostru, așa ți arată. Că a fost minunat. Să nu-l întreb de text sau de... Dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Din ce cauză? Cred până la o vreme. Dar cum poți să fii înrădăcinat în credință, să nu fii ca cei din Iuda, cred că versetul 11, dezrădăcinați, pom tomnati și fără rod, plutind încoace și încolo, ca cei din Efeseni, capitolul 4, copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, scrie acolo. Cred că 4 cu 14, dacă nu greșesc. Poți să te înrădăcinezi în credință prin cuvântul lui Dumnezeu, credința vine în urma auzirii. Iacob spune în capitolul 1, primiți cu blândețe cuvântul, înregistrat video. Foarte bine că faceți asta. Sădit în inimile voastre. Și spune el acolo, versetul 25, cine își va adânci privirile în legea desăvârșirii și va stărui în ea, finalul care este? Cădere? Niciodată. Va fi fericit în lucrarea lui. Că așa am citit din Proverbe 28 cu 18, că cine umblă în neprihănire, rezultatul e mântuirea, și cine umblă pe doi căi strâmbe, rezultatul e groapa. Vă vorbesc despre căile strâmbe ale împăratului Amația sau antecedentele căderii. Dezrădăcinat în credință. Roman 10 cu 17, să nu uităm. Credința vine în urma auzirii. În Psalmul 1, versetul 2 și 3 se arată. Cel care este sădit lângă un izvor de apă și își dă rodul la vremea lui, el ce face? Cugetă zi și noapte la legea Domnului. Să nu vă scăpați să ziceți telenuvele sau... Că așa vine diavolul să-ți încarce memoria. Numai așa, să-ți placă știrile care te încarcă negativ.
Să-ți placă discuțiile inutile care te duc pe o pantă. Omul acesta își dă rodul la vremea lui. Tot ce începe duce la bun sfârșit. În 2 Cronici, în 32, vă citesc în antiteză despre împăratul Ezechia. În 32, versetul 7 și 8. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă teme și nu vă înspăimântați înaintea împăratului Asirilei și înaintea întregii mulțimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeu nostru care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Atunci când citești cuvântul lui Dumnezeu, atunci când vine omul lui Dumnezeu cu un mesaj special prin proroc, prin învățător, prin păstor, prin evangheliști, prin sfătuitorul care este lângă tine acolo în familie, ești întărit în credință. Dacă vorbim cu cântări de laudă, cu psalmi, cu lucruri duhovnicești, dacă nu slăbim în credință, credința este ancora ce ne leagă de cer, de puterea lui Dumnezeu, de intervenția divină în momentele dificile. Amația, când te-ai încrezut în Domnul și ai trimis acasă 100.000 de oameni, ți-a spus prorocul că Dumnezeu te poate ajuta sau te poate face să cazi dacă îl tot superi. Că Duhul Sfânt i-a sprijinit pe israeliți, dar într-o zi s-a supărat Duhul Sfânt și li s-a făcut vrăjmași. Nu știu atunci cum poate fi lupta. Luca 8:13, pentru că n-aveau credință, n-aveau rădăcină. Cred până la o vreme, când vine ispita, cad. Nu-i păcat să treci prin ispită, este păcat să cazi în ispită. Căile strâmbe ale împăratului Amația sau antecedentele căderii. 1. Întinat în gândire. 2. Divizat în slujire. 3. Înfumurat în atitudine. 4. Dezrădăcinat în credință. Și 5. Și ultimul. Dezinteresat în rugăciune. Vă dau numai două versete în seara aceasta, care arată foarte clar că rugăciunea ne ține în picioare. Că scrie în Efeseni 6, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, împotriva domnilor, căpetinilor din locurile cerești, și spune omului Dumnezeu Pavel acolo așa, să luăm toată armătura lui Dumnezeu și apoi spune, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Știți ce se întâmplă? Când ai biruit, atunci vine cel rău și ți-o dă lovitura. Când exclam și lauz pe Domnul că ți-o dat biruință, vine cu șiletrit pe altă parte. Și spunea el corintenilor, mă tem ca amăgitorul cu șiretlicul lui să nu vă amăgească gândurile de era curăția care este în Hristos. Că de aici pleacă această cădere spirituală. Și apoi încep să fii divizat în slujire. La biserică spui poezii și la școală bancuri. La adunare cânți în comun cântările Domnului și mașină cântă altceva ce te contrazice. Înveți una și trăiești alta. Încerci să împaci și pe mamona și pe Dumnezeu. Dumnezeu este gelos. Nu te va îngădui multă vreme, o vreme ține. Scrie cuvântul în Iacov 3, poate să iasă din aceeași vână a izvorului și apă dulce și apă amară? Poate. O vreme poate, dar nu ține asta la Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște gândurile, întocmirile gândirii. Slujirea noastră, dacă este din duc de ceartă, aia ești divizat în slujire. Dacă e din slavă de ceartă, din pismă, din alte motive, sau este din dragoste, rădăcina ține pomul. Citesc ceva din Evrei 10:35, da? Acolo, câteva versete, versetul 35, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, versetul 38 și 39, și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă e dezrădăcinat în credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el, noi nu suntem
însă din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Și acum, în ultimul rând, după înrădăcinarea asta în credință care ne ține, este rugăciunea. Scrie cuvântul în Iuda, versetul 24, aceluia care poate să vă păzească de orice cădere. Părinții nu pot să-i păzească de copii de orice cădere. Noi suntem în Valea Jiului și Ciprian e la școală în Timișoara și altul în Germania, cel mai mare, și alții sunt în altă parte. Dar cel care însoțește, vom vedea imediat, pe cei care sunt sinceri și vor să rămână pe temelie, este Dumnezeu. El vă va întări, spune, și vă va face să fiți neclintiți până la sfârșit. Acelui ce poate să vă păzească, Iuda 24, de orice cădere. Dacă Dumnezeu este cel care ne poate păzi de orice cădere, atunci la cine să mergem? Spune Domnul și este scris în Matei 26, versetul 41, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Rugăciunea ne ține să nu cădem în ispită. Scrie în Evrei cuvântul despre Domnul Iisus Hristos care s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi la cel care putea să-l izbăvească de la moarte. Când îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu, poți să rămâi în picioare în fața oricărei situații. În urma rugăciunii, El dă putere de biruință. Nu-i ușor să urci pe munte când cei mulți se duc în jos. Nu-i ușor să mergi spre țintă când cei mulți n-au pe Hristos. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e în veci biruitorul, cu El ești victorios. De aceea ne punem nădejdea în harul care va fi adus și care va fi revărsat, în puterea care dă biruință, slăvit să fie Domnul. Rugați-vă, a zis Domnul apostolilor, ucenicilor, să nu cădeți în ispită. S-au rugat? Au căzut? Nu s-au rugat și au căzut. Dacă pentru Domnul Iisus Hristos, scrie în Luca 22 cu 43, că s-a găsit un înger în momentele grele să vină să-l întărească. Dacă spune cuvântul despre Daniel, în capitolul 9, în versetul 3, spune că a venit Daniel cu rugăciune la jertfa de seară. Și versetul 21 spune, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit iute în zbor omul Gavril pe care mai văzusem într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. Unde sunt altarele care trebuie aduse în familie la jertfa de seară? Am făcut un apel în biserică și am spus, fraților, am cumpărat astăzi un videoproiector nou. Le-am spus și cât a costat, dar l-oprim și cumpărăm harfe. Și când aveți toți harfe, îl pornim videoproiectorul. Și-au cumpărat deja, cred că 100 de harfe, se apropie să facem tot comandă și vin harfele de la frați și frații au început să le duc acasă. Și am spus, mă, asta e lucru bun dacă le duceți acasă. Acum trebuie să mai comandați câte una, care o aduceți la adunare. Deci, frate, ne-am dus-o acasă, că acasă trebuie să lăudăm pe Domnul. Nu, numai să nu lăudați, să vezi ce se supără Domnul pe 22 de lei și 50 de bani ce i-ați dat degeaba. La jertfa de seară, și scrie cuvântul, hai să citim exact, din Daniel capitolul 9. Daniel a venit cu rugăciune sinceră de mărturisire și a spus, Doamne, noi am greșit, părinții noștri, căpeteniile noastre, nouă ni se cade să ni se umple fața de rușine, a spus el acolo. Dar el continuă, 9 cu 4, m-am rugat Domnului, i-am făcut următoarea mărturisire, versetul 5, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, n-am ascultat, versetul 6, versetul 7, tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ne se umple fața de rușine. Și ascultați ce se întâmplă dacă vii sincer la jertfa de seară înaintea Domnului, când alții apasă pe telecomandă sau se plimbă, sau când alții își văd de clevetire sau de poftele lor. Când vine înaintea Domnului sincer, spune cuvântul lui Dumnezeu, Daniel 10 cu 18, atunci, cel ce avea înfățișarea unui om m-a atins din nou și m-a întărit. Pentru Iisus Hristos a fost trimis un înger să-l întărească. Pentru Daniel a fost trimis Arhanghelul Gavril. Pentru noi este trimis Duhul Sfânt să ne însoțească, să ne întărească cu puterea tăriei Lui, scrie în Efeseni 6. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Cum? La rugăciune. La rugăciune. Spune-mi, Psalm, ei, fără temei, caută să aruncă o căre asupra mea, dar eu alerg la rugăciune. Citesc mai departe versetul 19 din Daniel 10.
Apoi mi-a zis, nu te teme de nimic, om prea iubit. Pace ție, fii tare și cu inimă. Dacă zice Domnul asta, prin solul lui, să știi că se întâmplă. Slăvit să fie Domnul. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis, vorbește Domnul meu, căci m-ai întărit. 1 Corinteni 10:12, cine stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Vorbește Domnul meu, căci m-ai întărit. Și acum, către încheiere, vă dau un verset frumos din Psalmul 37, versetul 23. Duminică seara am predicat la Cimpa de aici, nu mai predic în seara aceasta, vă spun titlul, punctele, ca să încheiem pozitiv, cu încredere în Dumnezeu. Psalmul 37, versetul 23. Domnul întărește pașii omului când? Când are căile strâmbe ca amația? Când îi place calea lui? Atunci, numai, atunci numai. Dar care sunt căile Domnului? Vi le spun câte un verset din fiecare și rămâne să medităm, dar mai mult decât atât să ne rugăm Domnului. Căile Domnului sunt drepte, să știți. Dacă le sucim, le deformăm, dacă facem ca și amația și le folosim cum vrem noi, pentru noi cu strâmbătate, rezultatul este groapa, este căderea. Căile Domnului sunt drepte, duc la mântuire și sunt trei arătate în Sfânta Scriptură. Prima este calea neprihănirii, este calea Domnului. Scrie cuvântul în Psalmul 1, versetul 6. Domnul cunoaște calea celor neprihăniți. Căile plăcute Domnului. Dacă v-am vorbit în prima parte, și aceasta a fost predica din seara aceasta, despre căile strâmbe ale împăratului Amația sau antecedentele căderii, în încheiere permiteți-mi să precizez care sunt căile plăcute Domnului. 1. Calea neprihănirii. Aici nu poți să mergi cu bagajele lumii, cu slujire duplicitare, cu mintea întinată, cu înfumurare în atitudine, fără credință în Dumnezeu, dezinteresat în rugăciune, nu poți să mergi așa. Calea neprihănirii. În Iuda 11 spune, vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain. A doua cale arătată de Sfânta Scriptură. Pentru că spune cuvântul în Ieremia 32:19, tu ești mare la sfat și puternic la fapte, tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. În Eclesiastul 11:9 se arată, umblă tinere pe căile alese de inima ta, plăcute ochilor tăi, ești liber. Sunt căi alese de inima ta. Dar nu uita că Proverbe 14:12 spune, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se vede că duce la moarte, o cale sau alta. Se văd aceste căi la urmă că duc la moarte, la cădere, cu alte cuvinte. Calea neprihănirii, apoi calea adevărului, 2 Petru 2:2, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Dar de ce să nu fie datorită noastră, nouă, când e de bine să zice datorită și când e rău să zice din pricina? Așa ce gramatica, nu eu. Din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Hai să zicem, datorită nouă, calea adevărului vorbită de bine. Să zic că da, mă, ăsta are o cale bună, mă duc și eu pe calea lui. Ăsta nu se nervează, ăsta nu bea alcool, ăsta nu clevetește. Frați și surori, dacă vrei să ții pocăința, cu adevărat se poate, dar numai pe calea adevărului. În Psalmul 15 spune așa, cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cel ce spune adevărul din inimă. Scrie în Zaharia, capitolul 4, încolo ceea ce se cere de la noi, fiecare să spună aproape lui său adevărul. Asta e calea dreaptă, asta e calea plăcută Domnului. Și 3, calea păcii.
Roman 3 cu 17. Ei nu cunosc calea păcii. Și aici mai dau un verset. Luca 1 cu 79. Ca să lumineze pe cei ce zac în întuneric și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii, spunea Zaharia, prorocind. El, Domnul Iisus Hristos, să ne îndrepte căile și pașii să fie pe calea păcii. L-am luat din Sfânta Scriptură pe Amația, nu ca exemplu pozitiv, ci ca un model care trebuie lăsat deoparte. Un punct de referință negativ de la care putem învăța. Și v-am vorbit despre căile strâmbe ale împăratului Amația. Au fost 5. Dacă ne regăsim cumva pe acolo, în vreuna din ele, în seara aceasta trebuie să luăm atitudine corectă. Amația, omul întinat în gândire. Dacă în mintea noastră s-a așezat vreun gând rău, dacă ies gândurile rele sub formă de vorbe, sub formă de fapte, sub formă de eschibiții, în seara aceasta trebuie să îndepărtăm sursa gândurilor, trebuie să ne mărturisim sincer și trebuie să fim eliberați cu rugăciune sau cu barosul. Dacă nu răsturnăm noi gândurile, ne răstoarnă ele pe noi. Așa scrie în 2 Corinteni, în 10 cu 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ajută-ne, Doamne! Este o luptă care se dă la nivelul gândirii. Vrei să rămâi pe temelie? Rezolvă problema la nivelul gândirii. Dacă te macină ceva, că îi spui, că îi arezi, că îi faci, că dregi, că te duci la tribunal, că... 2. Amația, omul divizat în slujire. Întâi l-a slujit pe Domnul și a trimis acasă 100.000 de oameni. Și a spus prorocul, vezi că Dumnezeu te poate ajuta, dar te poate și face să cazi. Dacă tot îl superi, Dumnezeu l-a stârnit într-o zi pe David să facă numărătoarea poporului, zice Biblia. Dar avea niște antecedente, David. De aceea a ajuns în faza asta. Dacă ești sincer cu Domnul și slujești din toată inima, nu te lasă. Nici cei fără minte nu se pierd pe calea lui. Dar nu fi divizat în slujire. Și cu Dumnezeu Hamatului, și cu Aseirului, și pe la vrăjitor, și... Data trecută, la seară prelungită, am vorbit despre vrăjitorie, din câte mi-amintesc, așa s-o dat lucrare în seara aceea. Și am vorbit despre vraja pierzării. Este o cale asta, este o slujire asta. Chiar dacă zici că nu-i slujire, crenguța aia de brad, dar e slujire aia. Idolul modă înainte ținea câte un an, acum ține câte 2-3 luni. Asta e o slujire. Și scoate bani de la ce are eu pentru copil. Să-i schimbe garderoba. Și Bacos nu se mulțumește cu 10% ca Dumnezeu. El vrea tot salarul. Divizat în slujire. Nu mai amestecăm lucrurile din seara aceasta. Amin? Doamne, ajută-ne numai ție să slujim. Așa spune cuvântul. 3. Amația pe căile lui deformate și sucite. Era omul înfumurat în atitudine. Pleacă, zis, ce te-a pus fernic al împăratului? Oh. Ce har și ce binecuvântare pentru Timotei și Tit să-l aibă pe Pavel. Dar ce har să asculte de Pavel. Mi-amintesc că mă suna un păstor micumnat lângă Lugoș și-o zis, Corneliu, este un frate din biserică, nu mai vin la adunare. Auzi, părerea ta, să mă duc să stau de vorbă cu el sau... Mă zic, așa e că te-o supărat, că de-aia zici tu că nu te duce. Da, e drept, m-o supărat. Și la sfatul frățesc și altă dată. No, du-te. Am trează câți membri ai în adunare? Așa, nu, n-am știut, asta l-am întrebat sub călăuzire de sus. Câți membri ai tu în adunare? Și-o 100. 100? No, tu ești păstorul ăla care lasă 99 și duce după aia rătăcită. Și mi-o povestit așa, Corneliu, m-am dus, l-am sfătuit, că asta am putut să fac și i-am promis că l-ajut în rugăciune. M-a ascultat,
nu mă ajută prea mult că e susținător sau nu, dar îi un susținător bun, am eu zis, la ora actuală, dar este un susținător al lucrării lui Dumnezeu. Și-a spus, biserica l-a votat din comitet, sprijină financiar, vine la rugăciune, mergem la conferințe. Și-a zis, de ce? În timpul vieții lui Jehoiada, Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului. A murit Jehoiada, a murit și credința. Omul înfumurat în atitudine, greu de sfătuit, greu de înduplecat, greu de mulțumit, are și el mândria lui. Apoi omul dezrădăcinat în credință, frați și surori de la Reșița și cimpenii care mă însoțesc, hai să luăm Scriptura și să o primim în inimile noastre cu blândețe și lăsăm cuvântul să fie sădit în noi. Am fost recent la Făget la evangelizare, duminica, la deschidere, luni m-a sunat un frate, conducător într-o biserică de lângă Gura Honț. Și zice, frate Corneliu, am fost până la Făget. Atât m-am bucurat când am auzit că ai fost la el la evangelizare, e parcă ai fost la noi, așa m-am bucurat. Nu, zic, cum să-ți folosească? Păi îmi folosește. Că mi-au zis, frate, unde să intru și mă duc acum acasă și intru acolo și ascult. Și m-a sunat și-a zis, frate, am ascultat de două ori predica, o mai ascult odată, atâta mi-e de drag și să intru după aia la împlinire. Și am zis, vezi, ascult-o, dar nu amânam tare mult împlinirea. Toți trebuie să facem asta. Credința în zilele de apoi e singura tărie noi. Când va veni Fiul Omului, va găsi membrii cu credință? Să ne dea Domnul credință, dar prin cuvânt. Să ne legăm viața de cuvânt, să ne fie drag cuvântul, să studiem, să-l ascultăm, să meargă la noi predicele una după alta, așa. Mi-amintesc că eram tânăr și mă întrebau tinerii, mă ocupam cu lucrarea cu tinerii și o zătănie, frate, cum ai învățat versetele? Păi așa, zic, tot citind în Biblie și tot ascultând predici. Zic, am acasă un casetofon și am acasă 174 de casete cu predici, încă nu apăruseră CD-urile. 174, da, predici cuvântul lui Dumnezeu. Și zicut așa merg la noi, una după alta, una după alta casetele. Și uite așa, învățăm cuvântul. Suntem luminați ca să fim înrădăcinați. Iacov 1:25, cine își va adânci privirile în legea aceasta și va stărui în ea, va fi fericit în lucrarea lui. Și apoi, Amația, omul dezinteresat în rugăciune. L-am găsit pe împăratul Ezechia care a venit și a luat scrisoarea de la Rabșache și a pus-o înaintea Domnului la altar și a spus, Doamne, uite-te! Și a venit înaintea poporului și a îndemnat la rugăciune și spune cuvântul că împreună cu prorocul și împreună cu ceilalți din popor s-au unit la rugăciune. Dar nu l-am găsit pe Amația niciodată la rugăciune. Căutați! Și vedeți, poate n-am găsit eu versetul, l-am găsit pe Ezechia, i-am găsit pe alți oameni al lui Dumnezeu, pe Amația la rugăciune, nu. Noi avem rugăciune în fiecare seară la biserică. Și ne mai tot rugăm Domnului să mai miște Domnul inii, să mai trezească, că nu avem nevoie noi de oameni mulți la rugăciune, că Domnul lucrează și cu armata mai mică a lui Gedeon, dacă e vorba. Dar au nevoie ei de rugăciune. Ca să rămână tar, neclintit, să biruiască, să primească putere de sus. Așa am citit din Proverbe 23, că Domnul întărește pașii când îi sunt plăcute căile. Mi-amintesc că a venit un frate într-o seară la rugăciune, nu l-am văzut, începuse în rugăciunea de 2 ani și când l-am văzut la rugăciune, zic, Domnul m-a mișcat în suflet, slăvit să fie Domnul, am și început să mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc pentru fratele că a venit seara asta, are mașină, dar a venit cu bicicleta să facă mișcare și la sfârșit, în curte stăm de vorbă, zic, nu, te-ai bucurat seara asta? A fost așa o rugăciune mai înflăcărată. Mie, zice, m-am bucurat, da? Și mă zicea, am și o întrebare. Ce atâta rugăciune, mă? Dar nu știe Dumnezeu ce avem noi nevoie? Dar nu știu Domnul ce are nevoie din cer? Iisus Hristos s-a rugat cât? O oră. Și după o oră a zis, gata ora de rugăciune. Și 40 de minute au fost numai îndemnuri la ora de rugăciune. Și fraților, să mulțumim Domnului pentru ora de rugăciune. După o oră, zis, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Vegheați și rugați-vă, a spus Domnul,
ca să nu cădeți în ispită. El ne poate întări, El ne poate da putere, dar să umblăm pe căile plăcute Domnului. Amin. Când păstorii dumneavoastră vă vor spune, vă veți ruga pentru lucrarea aceasta și Domnul să ne asculte și să ne întărească în urma rugăciunii și să ne ajute să rămânem pe temelie. Amin.